sunteți nebun, hai că hai. Dar și voi să aveți încredere. Și voi nebun. Și voi nebun, adică eu n-aș fi zis. Dar spui, dacă și ție ți se pare că are un troncănit. Are un țăcănit. La volan e clar. Și pe manghina din spate. Noi somn normal și cu minte. Băi, tu ce râzi dobre? Nu ne punem noi cu Chrysler-uri. Cu astea noi suntem un Jaguar. Avem de-astea de ceaiul de la ora 5. Calmează-te, te rog. Așa mai facem să speli. Zi. Uite cum se bagă. Stai, mă, dă-te dracu. Stai un pic. Hai, mai băga, mă, ca nebună așa. Tu ai mai mers cu Daniel în mașină? Nu, n-am mai mers cu Daniel în mașină la volan. Am condus-o tot timpul. Dar tu, dar nu te mai băga așa. Pieton. Mi-e frică și mie cu mine la volan câteodată. Da, nu mi se pare că, merge foarte ok mașina. Atât cât am mers în astea 5 minute. Ai tras și SP-ul, ești prost. Am tras pe lung. Bag mâna în claxon. Și trece pe aici, vrei? Hai, mă, nu mai știți de glumă, nebunilor. Mai putem mai face noi o glumă. Gata, vă speriați. Incredibil, bă. Dar nu mai ținem frânele la jocă. Hey. Că ieșim acum din oraș, nu te mai știe nimeni. Că în oraș nu te știe lumea, Cabral. Că ea nu se uită la România. Au... Nici la televizor. Românii. Adevărul sau ce emisiune ai tu? Românii spun lucruri trăznite. Poate să spui, bă, nu lăsa la volan. Dar te-am zis, nu, că mergem legal, ești nebun, ce ai, am 50. Dacă mașina asta duce drumul ăsta cu tine la volan, e buletul. Înseamnă că am făcut treabă bună. Băi, eu zic că duce. Uite, apa e la jumate, e țiplă, motorină mai avem, rotorină. Dobrescu are dreptate, trebuie să povestim puțin că vorbim ca nebuni. Da, te rog, nu fă tu vorbele. Această mașină este cea pe care am luat-o acum 2 ani și ceva, la nivel de abandonată era. Și i-am făcut niște chestii, am avut niște oameni alături și a trecut prin niște makeover-e, cum ar fi. RH Tuning s-a ocupat de tot ce a însemnat mecanică. I-am avut pe cei de la Pro Detailing, care s-au ocupat de tot ce înseamnă detailing și afară și în interior și așa. I-am avut pe cei al lui Cipos, o să le pun la fiecare link ca să-i găsiți ușor. Pe al lui Cipos, care s-a ocupat de tinichigerie și de vopsitorie. L-am avut pe Daniel, artistul, dacă îl cunoașteți, pe care l-am bătut la cap. Salut. Cerut. Bravo, Cabral! Uite, mă, vezi, te știe lumea. Știe mașina, se uită după mașină, că mașina are un proiect al ei. Știe lumea pe ăsta. Are un proiect al ei. Eu credeam că mă salută pe mine. Și eu, la fel, eram așa de liniștit. Și vreau să mă duc la noi. Și a mai fost, dar nu-mi vine acum în cap ceilalți, dar o să-i spunem pe toți. Oricum, a venit Kercher-ul alături de noi și ne-a ajutat în așa fel încât să mergem mai departe cu pași și mai mari. De exemplu, am lucrat la interior, am lucrat cu un puțin. Îl știi pe Puții? Nu. Nu-l știi pe Puții? Nu. Ma! Puții este... E șeful la curățenie. A, păi stai, mă, că-l știu, mă, stai, mă, păi... Puții, tu știi un om Puții, nu? De detailing, gen. Ok, nu, ce zic? După Puții aparatul. Așa, în sfârșit. Și după o perioadă în care mașina a stat parcată, că am avut alte urgențe, ne-am dat seama că am putea să o dăm într-un cadrul unui eveniment organizat în așa fel încât să se bucure toată lumea și de faptul că o dăm gratis și de faptul că această acordare de premiu, ajută-mă cu un cuvânt aici, da, o chestie care provoacă bucurie celor de acasă, celor care urmăresc. Păi noi deci, zicem... drept urmare, da. Noi zicem că e o chestie mișto, adică ne distrăm, că facem un live cu mașina, cu concurenții, cu care da, participă cu niște probe, lasă-mă că zic eu. Oamenii pot să plece cu mașina acasă. Da. Nu știu, dacă o consideră un premiu prea mic sau așa, ne raportăm la România. Mașina nu e perfectă, noi am făcut ce ne-a dus capul și fiecare sub ansamblu a intrat și a intrat în lucru și a fost reparat dacă a fost cazul, dacă nu s-a făcut doar întreținere la el. Desigur că mai sunt mici chestii, uite de exemplu asta de aici, care s-a dezlipit. Hai să-ți bag camera în față, mai vezi în față? Uite, eu văd, da. Și asta trebuie lipită la loc, dar asta ne ocupăm noi oricum, nu-i problemă. Pe ansamblu, mașina este foarte mișto, se poate circula cu ea, eu deja de o săptămână aproape o folosesc pe post de daily driver, tocmai ca să văd dacă ceva nu merge, dacă ceva nu funcționează cum trebuie și mai trebuie făcut ceva. Iar mi se pare foarte tare că Stax a venit alături de noi, băieții cu mașinile, ca să dăm această mașină cadou celor care fac parte din publicul Băieții cu Mașinile, dar și celor care fac parte din publicul Stax. Și desigur că Anvelope.ro este alături de noi și în cadrul serviciilor vom face evenimentul. Adică cumva noi suntem o gașcă de prieteni până la urmă, că la asta
se ajunge de fiecare dată. Suntem o gașcă de prieteni și vrem să facem nebunia asta fără să așteptăm vreun leu în schimb. Păi, ai dat drumul la maimuță? Da, ce aici aparatul e nebun. Da, mă, și unde mergem acum? Unde mergem acum? Ce? Lași puțin mai moale? Păi, mă, cam 63. Nu arăta bordul când am zis. Am vrut să pun frână, nu da. Nu se vede afară. La mașina până acum se prezintă bine. Eu conduc de 7-8 minute. Deja ți-ai luat una. Și aveam o părere mai proastă despre Ford Mondeo. Da. Da. Merge ok. Merge ok. Îmi explică gluma. Gluma? Da, nu contează. Lasă că nu explic glumele. Mașina la bază este o colaborare între Ford și Jaguar și ea este un Ford Mondeo care arată altfel decât un Ford Mondeo, în esență. Dar el este un Jaguar dacă îl întreb pe el și dacă îl mă întreb pe mine și dacă întreb și poliția română, că la talon așa scrie și la carte. Jaguar. Și dacă, cum să spun, mergi cu ea pe stradă și oamenii nu știu, pentru că nu toți sunt pasionați de mașini, să știe că, domne, Jaguar a făcut cu Ford, că sub oamenii zic, om, Jaguar, știi? Dar chiar i-a arătat tu cum se conduce un Jaguar, e? Și-o cumpără doctor, și-o cumpără, na, nu știu, ce o cumpără? Doctor. Nu-s doctorii clienți de Jaguar? Nu-s unui doctor. Păi văzut că știu. Băi, ești nebun? Sunt nebun. Dar așa e. Pentru că sunt foarte mulți oameni care își cumpără mașini în funcție de ce văd ei pe piață, știi? Și oamenii zic, a, păi eu n-am cum să-mi iau mută ăla, că au toți cocalari. Păi, mă, frate, ce legătură are? Adică, ce legătură are ca oia dacă ți-e place mașina? Eu nu-mi iau de aia, frate. Că mă asociază lumea cu oia. Ba, și atunci aici în Jaguar... Dar nu mă supăr, să știi. Că are mâță. Te înțeleg perfect. Nici eu nu mi-aș fi luat, doar că mâță și-a luat după mine. Și atunci, dacă îl vedeam, nu mai luam nicio. Eu nu vreau să te supăr, dacă ea avea 100 și își lua mâță, eu vindeam 100 de mea. O să-l vând la un moment dat. Hai, până zi, la urmă, hai. Urmăriți Stax și urmăriți băiețe cu mașinile pentru a vedea, oricum e treabă acum, apropiată, nu e, pentru a vedea, ziceam, când și cum dăm Jaguarul. Daniel este parte din juriu, eu sunt parte din juriu și o să mai avem cel de-al treilea membru, care la momentul ăsta este secret. Strict secret. Și o să facem o prezentare a jocului, pentru că trebuie să știți în ce vă băgați, trebuie să știți regulamentul, trebuie să știți... Adică mie așa mi place. Bă, vin, mă bag, e în weekend, va fi în weekend, deci nu ne luăm liber de la serviciu, e ok. Oamenii se înscriu dând like la niște pagini, de acolo îi vom extrage la sorți un număr de... Pune pagine, trebuie să urmărești Stax, da. Trebuie să urmărești băieții cu mașinile și anvelope.ro. Bun. Dai like la aceste trei conturi, după care intri automat în concurs. O să vă punem noi regulamentul și toate probele care trebuie făcute pentru a putea pleca cu mașina acasă. O condiție de bază, din punctul meu de vedere, ca să te înscrii în concurs, ar fi să ai permis de conducere. De ce nu poate câștiga pentru taică-s? Bă, nu mi se pare ok să... Bă, asta e mașina, poate mai filmăm cu ea în timp, poate omul o păstrează. Vreau ca ăla care o câștigă să o conducă el, nu să o conducă altcineva. Nu... Da, omul are dreptate, că până la urmă noi vrem, stai un pic, din momentul în care omul ia mașina de la noi, o să plătească pe ea un leu. După ce cumpără mașina cu un leu de la noi, o poate vinde a doua zi. Nu e treaba asta noastră, clar, noi nu punem nimic, nu suntem nebuni, da, da. Bă, mașina aia ta face ce vrei cu ea. Corect. Dar desigur, poate omul îi place mașina, poate omul chiar o folosește și vorba lui Daniel, vrem să filmăm cu el. Da. Ce filmăm cu el? După un an, hai să vedem cum arată Jaguarul după un an. Nu știu, știi ce zic? De ce nu? Da. Dă-ne numărul ăla lui care l-ai vândut să-l sunăm pe el. Da, poate nu se vinde, poate exact cum zice Cabral, omul păstrează. De ce nu? E alegerea omului. Eu din punct de vedere mașină, e o mașină cu care mergi și mergi bine și te simți bine în ea. Zi-mă. Da. Eu stau bine aici, jur. Chiar nu, acum la modul cel mai serios, fără glume și ha-ha-ha și hi-hi-hi, e ok. Poți acum nu vreau să mă antepronunț, dar probabil că joaca asta se va susține și gașca asta poate se va mări puțin și o să continuăm să faci, să luăm mașini, să le facem și să le dăm. Și da, de ce nu? Mi se pare o treabă foarte mișto și este. Sigur că n-avem noi cât de mult timp ne-ar plăcea, dar e foarte fun și pentru noi. Și cât de mulți bani, și da? Pentru asta. Și pentru Cabral. Și pentru Marius.